Stimați cetățeni, mă numesc Vladimir Bolea, deputat PAS, fracțiunea PAS, Comisia Agricultură. Astăzi noi cu colega mea Diana Crudu vom vorbi despre ANSA, despre certificatele de laborator și laboratoarele din Republica Moldova, modalitățile prin care aceste laboratoare vin sau nu vin în ajutorul agricultorilor, marilor și micilor producători. Îi ofer cuvânt pentru început, doamne Diana Crudu, vă rog frumos. Bună ziua! Domnilor guvernanți, la data de 27 iunie 2014 la Bruxelles a fost semnat acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În acea zi istorică, cea mai puternică Uniune economică și politică oferea stătulețului Republica Moldova o șansă imensă la dezvoltare. Își deschidea porțile pentru o piață de consum cu peste 500 de milioane de consumatori și nu oricare consumatori, ci cei mai potenți din punct de vedere financiar. La o distanță de mai bine de 6 ani, Republica Moldova a rămas repetentă la foarte multe capitole. Din povestea de succes a Uniunii Europene am devenit anteexemplu de așa nu. Pe principiul reciprocității, companiilor din Republica Moldova li s-a permis anual să exporte pe piața UE 4.000 de tone de carne fără taxe și impozite, iar celor din UE pe piața Moldovei la fel 4.000 de tone. Din 2014 până în prezent, Uniunea Europeană și-a valorificat integral cota de import, pe când noi, cei din Republica Moldova, timp de 6 ani de zile, nu am fost capabili să exportăm nici măcar un kilogram de carne. Și să nu credeți că nu avem companii capabile să îndeplinească cerințele Uniunii Europene în materie de siguranță alimentară. Sunt sigură că foarte mulți dintre dumneavoastră nu cunosc că acest lucru este imposibil pentru că nu avem acreditat un simplu laborator a căror certificate emise să fie recunoscute de Uniunea Europeană. Poate vă gândiți că nu avem utilate aceste laboratoare și că trebuiesc investiții considerabile în procurarea de echipament și utilaje pentru dotarea acestor laboratoare. Total greșit. Donatorii străini au echipat din contul lor acest laborator. Doar că prostul management al Agenției Naționale de Siguranță Alimentară, lipsa interesului, comoditate și neprofesionalismul lor, lipsa demersurilor către instituțiile din UE, abilitate cu acreditarea acestui laborator, veșnica scuză că nu ne acreditează pentru că nu le place de noi, în loc să pună mâna să îndeplinească toate cerințele impuse de UE în materie de trasabilitate, inofensivitatea produselor din carne, a adus producătorii de carne și ouă din Republica Moldova în pragul disperării. Nu este suficient că nu exportăm nimic din ce producem materie de carne pe piața UE, dar mai suntem puși în condiții de concurență neloială, deoarece tot ce înseamnă astăzi carne procesată este de proveniență de import, scutit de taxe și impozite. Domnilor guvernanți, înțelegem că nu există bani la bugetul național, dar ca să duceți la bun sfârșit această măsură cu acreditarea acestui laborator, nu este nevoie de bani. Vă tot dați cu părerea că noi ca și agricultori suntem proști și că exportăm grâu și importăm făină, că exportăm cereale și importăm carne. Dar oare voi ca și instituție ați creat oportunități pentru acești producători ca ei să nu mai exporte cereale, ci să poată exporta produse cu valoare adăugată, cum ar fi carne, de exemplu? Vă spun eu că nu. În numele celor 4.000 de colegi pe care îi reprezint, toți membrii FNFM, cerem public crearea unei comisii parlamentare care va monitoriza acțiunile ANSA în vederea implementării cerințelor UE și asumarea publică a unui termen cât mai restrâns ca producătorii noștri să aibă un laborator acreditat ca să poată accesa piețele externe. Știți, în anii când agricultura merge bine și avem ploaie la timp, soare la timp, când în bugetul național și cele locale ajung bani din impozite și taxele agricultorilor, vă asumați toate meritele, invocând că datorită subvențiilor acordate sau altor instrumente aplicate, am avut creștere pe segmentul agricol. În anii când avem calamități ca secetă, grindina, atunci agricultorii se fac vinoveți, că nu au asigurări încheiate, că nu s-au asociat, că nu s-au conectat la sistemele de irigare. O să las foile deoparte și o să vorbesc ca simplu cetățean. Domnilor guvernanți, probabil ați văzut că circulă un video zilele acestea în care un angajat ANSA spune că pentru o mașină la export se plătește la ANSA 160 de lei și să ia mit 1000 de euro. Este de datoria
autorităților să clarifice această situație. Tot în acele videouri oamenii spun că se strâng câte 1 milion de lei din mită pe zi pentru ANSA. Eu vreau să vă spun că regele Carol I, regele României, și-a condus țara sub egida nimic pentru mine, totul pentru țară. De 29 de ani, guvernarea Republicii Moldova merge pe principiul invers. Nimic pentru țară, nimic pentru oameni, totul numai pentru noi. Este trist, dar adevărat. Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc, Deani, pentru finalul discursului și pentru tot discursul dumneaei. Deci, noi vrem să vă comunicăm că aceste mici anchete care le-am făcut în măsura posibilităților care le avem au venit ca un răspuns la întrebările pe care le avem noi întotdeauna pentru agricultorii noștri. De ce ultimii ani noi avem secetă permanent și agricultorii așa și nu reușesc să se acomodeze acestor noi cerințe? Pentru că noi înțelegem că dacă seceta se perindează de la unul la altul, atunci vorbim despre soiuri rezistente la secetă, vorbim despre diferite alte modalități bazate pe știință, dar știința s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, care s-ar putea de combătut în afara irigării, cu siguranță, care este o modalitate foarte eficientă, combătut consecințele acestor impediterii naturale, cum ar fi seceta. Și răspunsurile le-a dat o parte colega mea și a doua parte le voi da eu. Și răspunsul este unul foarte și foarte dureros din punctul meu de vedere. Instituțiile statului care au menirea de a crea oportunități, de a crea oportunități pentru dezvoltarea business-ului, agriculturii, politici, care trebuie să creeze politici în susținerea agricultorilor, vin invers, exact invers, și activează în detrimentul intereselor societății. Și voi veni cu argumente. Facilitarea comerțului cu mărfurile care fac obiectul măsurilor sanitare și fitosanitare aplicate de părți, protejând toată viața și sănătatea oamenilor, a animalelor și plantelor, este dezideratul instituit prin intermediul articolului 176 din Acordul de Asociere Republica Moldova cu UE, ratificat de Republica Moldova prin legea 112 din 2014. Potrivit punctului 5 a hotărârii Guvernului 1472 cu privire la aprobarea Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Ministerul Economiei este abilitat cu sarcina de a coordona realizarea măsurilor incluse în titlul 5 din planul nominalizat. În virtutea actelor normative sus menționate, urmând dezideratul impulsionării activității comerciale externe, al asigurării intereselor agenților economici implicați în respectivele operațiuni, afectați și de impactul pandemiei COVID-19, precum și protecției intereselor consumatorilor, expunem următoarele impedimente cu care se confruntă agenții economici în procesul de import, comercializare a fertilizanților și a produselor de uz fitosanitar. Aceste concluzii au venit în urma discuțiilor, numeroaselor discuții care le-am avut cu mari și mici producători agricoli din Republica Moldova. Primul impediment. Cadrul normativ de reglementare a activității instituției publice Laboratorul Central Fitosanitar. Prin hotărârea Guvernului numărul 600 din 2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANSA, Agenției Naționale pentru Supravegherea Alimentelor, urma procesului de reorganizare a fost creată instituția publică Laboratorul Central Fitosanitar, al cărui fondator a devenit ANSA. Punctul 16 a hotărârii citat stabilește, în sarcina ANSA revine prezentarea către guvern a propunerilor privind modificarea cadrului normativ conex activității persoane juridice reorganizate, în termen, atenție, până la 29.07.2018. Noi suntem în luna august 2020. Prin urmare, două întreprinderi de stat, întreprinderea de stat, Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului și întreprinderea de stat, Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților, în virtutea similitudinilor dintre domeniile de activitate ale acestor entități, a fost considerată judicioasă reorganizarea acestora în instituția publică Laboratorul Central Fitosanitar. Statutul acesteia fiind aprobat prin hotărârea Guvernului 1209 din 2018. Remarcăm că domeniile de competență ale instituțiilor sus numite acoperă în totalitate domeniile de referință ale celor două întreprinderi de stat reorganizate, situație similară și în raport cu funcțiile și serviciile prestate. De asemenea, remarcăm că acțiunea respectivă
nu a fost realizată nici până în ziua de astăzi. Procedurile privind importul, comercializarea fertilizanților și a produselor de uz fitosanitar, verificarea calităților acestor produse fiind din domeniul Laboratorului Central Fitosanitar, sunt îndeplinite și se derulează prin prevederile normative de până la reorganizare. Apare întrebarea de ce se întâmplă acest lucru. Eu am să vă prezint la Comisia Parlamentară de Agricultură și Alimentație. Au fost invitați domnii de la Ministerul de Agricultură încă în toamna anului trecut și nouă ni s-au prezentat ordinul prin care aceste două instituții de stat se comasau și se forma acest laborator. Avem inclusiv și procesul verbal de primire-predare a acestor două instituții și crearea așa numitului Laborator Central Fitosanitar. Nici până în ziua de astăzi, Ministerul Agriculturii nu a finalizat acest proces de transmitere a tuturor împuternicirilor. De ce? Din punctul meu de vedere este foarte simplu. Angajații din întreprinderea de stat, inexistentă la etapa actuală, accentuez, ea este lichidată, ea nu există, dar ea percepe taxe și, da, sunt taxe pentru analizele de laborator de pe agenții economici importatori, din punctul meu de vedere ilegal, dintr-un simplu motiv că ei nu vor și nu doresc să-și micșoreze salariile extrem de mari, de ordinul zecilor de mii de lei, care le are directorul acestor institut de stat, și contabili și ceilalți angajați. Pentru că atunci când noi vorbim despre lichidarea acestei întreprinderi și angajaților care trebuiau să treacă în subordinea ANSA, noi cu siguranță vorbim despre cu totul și tot alt tipuri de salarii, cu totul și tot alt tipuri de taxe. O a doua impediment care decurge și este interesul suprem și demonstrează de ce nu s-a reorganizat până la capăt această instituție și vreau să comunic acum în public, la final mă voi adresa Procuraturii Generale cu îndemers să fie investigat de ce nu s-a îndeplinit până acum hotărârea de guvern 600 și eu cred că trebuie să fie investigat Ministrul Agriculturii și persoanele de resurse, secretarul de stat responsabil, după cât înțeleg este domnul Macedon, responsabil de finalizarea acestei reorganizări, pentru că eu consider că este o acțiune de sabotaj și este o acțiune în detrimentul interesului statului și agricultorilor de Republica Moldova. În consecință, la etapa actuală, noi, cetățenii din Republica Moldova, trebuie să facem un efort suplimentar, financiar, de aproape 200 de milioane de lei, bani care se iau de la grădinițele de copii. Și vorbesc exact ca un cunoscător de cauză, că, spre exemplu, împreună cu primarul din localitatea Sagaidac, noi căutăm 254.000 de lei ca să facem un proiect a unei grădinițe care din 1962 nu a fost reconstruită, cu care face mâncare la cotloane. Și statul nu are bani, acești 254.000 de lei, pentru un proiect a grădiniței pentru 78 de copii din această localitate. Noi dăm 200 de milioane agricultorilor care au niște pierderi exorbitante, eu aș spune, și aceste pierderi, de aceste pierderi se fac vinoveți și aceste persoane de resort care nu au finalizat reorganizarea și nu au înlesnit până acum accesul agricultorilor din Republica Moldova la resurse gen pentru agricultură, fertilizanți pentru agricultură, pentru soi și specii noi de tipuri de produse. Deci o altă problemă cu care se lovesc agricultorii ar fi tarifele la servicii prestate de instituția publică Laboratorul Central Fitosanitar. Potrivit punctului 16 al hotărârii Guvernului numărul 600 din 2018, ANSA, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezenței hotărâri, accentuez, din 29 luna 12-2018, urma să elaboreze și să prezinte Guvernului spre aprobare metodologiile de calcul a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice ale cărui fondator este, precum și a nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor acestora. Din ceea ce vizează serviciile prestate și tarifele acestea, sunt aplicabile stipulate în articolul 32 în legea 98 din 2002 privind administrația publică centrală și specială, conform căreia Guvernul este cel care stabilește tarifele și nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice și juridice de către instituțiile publice. Și accentuez, Laboratorul Central Fitosanitar este o instituție publică, cu excepția cazurilor în care aceasta ține de competența Parlamentului.
avea obligația să asigure la nivel similar al salariilor mediu pentru toate categoriile de angajați care realizează funcțiile similare. Aici este cea mai mare problemă care se lovesc angajații așa numitului centru de stat pentru atestarea și omologarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, lipsa de dorință de a avea un salariu echivalent cu salariile tuturor categoriilor de angajați care acordă și realizează funcții similare. Să eficientizeze în mod esențial procesul decizional de business procese în relațiile cu ANSA, precum și nemijlocit mecanismul de emitere a actelor permisive de către ANSA, dar și realizarea funcțiilor de control ale acestea. Prin prisma celor relevate, considerăm imperativă implementarea pe deplin a prevederilor hotărârii Guvernului numărul 600 din 2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Este de evidențiat că până la moment niciuna dintre metodologiile evocate și respectiv niciun nomenclator al serviciilor prestate nu a fost aprobat, deși proiectele acestora au fost elaborate de către ANSA, dar nu au fost plasate în procedură de examinare, astfel finalitatea nu a fost atinsă. Cu siguranță venim să aducem ce se întâmplă la moment și care este situația la moment. Punctul 17 al hotărârii Guvernului, numărul 600 din 2018, dispune aplicabilitatea tarifelor în vigoare la serviciile prestate de către instituțiile publice, în speță până la aprobarea metodologiilor prevăzute anterior. În condiția în care metodologiile nu au fost aprobate, se perpetuează aceeași situație defectuoasă, ori tarifele aplicate nu sunt fundamentate atât economic cât și juridic. În context, evocăm că absența principiilor și a modalităților de stabilire a tarifelor la serviciile publice prestate, contraplată, duce la tendința de majorare a tarifelor. Prețurile serviciilor sunt percepute de majoritatea cetățenilor ca fiind arbitrare sau nerezonabile, contrar cerințelor și obiectivelor reliefate în strategia privind reforma administrației publice pentru anul 2016-2020, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 911-2016. Și aduc un exemplu elocvent de aplicare nefundamentală a taxelor care țin de perceperea taxei pentru omologarea și înregistrarea fertilizanților, produselor de uz fitosanitar și a semințelor în registrele naționale, în pofida faptului că respectivele produse au fost deja înregistrate în Uniunea Europeană. În acest sens, evocăm că odată cu adoptarea recentă amendamentelor la legea numărul 119 din 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și a fertilității și legea numărul 68 din 2013 despre semințe, au fost simplificate procesele de înregistrare a acestor produse, după cum urmează. Introducerea și circulația pe piață a fertilizanților marcați cu mențiunea fertilizant CE este permisă fără efectuarea cercetării, testării, experimentării de stat și fără înregistrarea în registrul de stat a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, cu excepția cazului în care solicitantul cere acest lucru. Este articolul 10 alineatul 3 din legea 119 din 2004. Al doilea, pentru produsele de uz fitosanitar autorizate în unul din statele membre ale Uniunii Europene, se îndeplinesc cerințele esențiale stabilite de guvern, omologarea se acordă în cadrul unei proceduri simplificate de recunoaștere, fără efectuarea cercetării, testării, experimentării de stat acestea, într-un termen de 40 de zile lucrătoare de la depunerea unei cereri complete. Articolul 10, alineatul 3, a legii 119 din 2004. Soiurile de semințe și materiale seditor înregistrate în UE pot fi importate și comercializate în Republica Moldova fără testarea înregistrare în registrul de stat. Articolul 11, a legii numărul 68 din 2013. Contrar noilor mecanisme de omologare și înregistrare a produselor nominalizate, totuși taxa percepută de către laboratorul central fitosanitar pentru acest serviciu nu a fost modificată, fiind de până la 4.000 de euro. Variază în dependență de culturi și termenul de înregistrare. Taxa aplicată în termenul hotărârii Guvernului numărul 200 din 1995 despre aprobarea regulamentului cu privire la tarife pentru executarea lucrărilor cercetare, testare și experimentare. Mai mult, taxa respectivă se solicită și atunci când este necesară radierea din registrul de stat a unor produse de uz fitosanitar neconforme. Prin urmare, putem conchide că în pofida prevederilor legale citate supra, din considerentul că cadrul normativ subsidiar nu a fost amendat, iar taxele percepute nu au fost revizuite, mecanismul simplificat prevăzut este inaplicabil
și pe cale de consecință nu este atins scopul scontat, îmbunătățirea accesului producătorului autohton la produse moderne, deja testate și înregistrate în UE, cu evitarea procedurilor costisitoare, extrem de costisitoare pentru agricultorii din Republica Moldova, de testare multianual în Republica Moldova. Prin prezisma celor expuse, într-o îmbunătățire a activității agenților economici din domeniul vizat, precum și în scopul implementării prevederilor inserate în acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, intervenim cu următoarele propuneri. Instituirea sub egida Guvernului sau a Ministerului Economiei a unui grup de lucru cu participarea inclusivă a reprezentanților donatorilor, care va monitoriza și va acorda suportul în elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative conexe activității celor trei instituții fondate de ANSA, în special în ceea ce vizează simplificarea procesului de omologare și înregistrarea produselor de uz fitosanitar, dar și a metodologiei și nomenclatoarelor serviciilor prestate de respectivele entități. Dispunerea către autoritățile, instituțiile publice responsabile de a elabora în termeni exacti metodologiile de calcul a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor aferente acestora. Executarea hotărârii de guvern 600 din 2018 complet, deoarece reorganizarea întreprinderilor de stat în instituții publice a fost precedată de efectuarea unei analize funcționale, inclusiv prin prisma riscurilor financiare. Și cu siguranță mă voi adresa Procuraturii Generale pe caz de sabotaj în procesul de dezvoltare și de implementare a unei hotărâri de guvern. Domnule, este extrem de interesant să vedem cine se face vinovat de sabotarea acestui proces. Vă mulțumim foarte mult!